Inclusiv după un caz cum este acela al polițiștilor din Călăraș acuzați de viol, dar și după altele, violul ar putea fi pedepsit în România exact ca o crimă. Un proiect în acest sens a fost depus deja în Parlament. Inițiatorul vrea ca cei care săvârșesc abuzuri sexuale să stea după gratii chiar și 25 de ani. În prezent, România se află în prima treime din Europa după numărul de femei siluite. Câte cinci în fiecare zi, de la începutul acestui an. Potrivit statisticilor oficiale în România, are loc un viol la patru ore. Iar un raport al Organizației Națiunilor Unite din anul 2013 poziționează țara noastră pe locul 11 în Europa după numărul de cazuri. Ne întreg cei drepte englezii, francezii și germanii. Tocmai de aceea, în Parlament a fost depus un proiect care prevede că violul să fie pedepsit mult mai aspru. Asta înseamnă inclusiv că agresorul ar putea sta după gratii pe viață dacă victima sa moare. În prezent, cei care săvârșesc o astfel de infracțiune primesc între 3 și 12 ani de închisoare. La fel ca în Rusia și doar dacă victima moare, pedeapsa poate ajunge până la 18 ani. Mult prea puțin susțin inițiatorii proiectului. Citez, noul cod penal a prevăzut pedepse extrem de reduse pentru viol și prin includerea în legea medierii s-a acreditat ideea că violul este o infracțiune secundară care poate fi negociată. Vrem toleranță zero pentru viol în această țară. Violatorii trebuie pedepsiți la fel cum sunt pedepsiți criminalii. Am încheiat citatul, a declarat Tudor Ciuhodaru, inițiatorul proiectului. În trecut, chiar și la noi, pedepsele erau neîndurătoare. În alte părți ale lumii, vinovații nu au parte de clemență. În Iran, Egipt și Emiratele Arabe, agresorii sunt spânzurați. În Arabia Saudită sunt decapitați, iar în Afganistan și China sunt împușcați în cap. Așadar, nu e de mirare că în aceste țări sunt raportate cele mai puține cazuri.